eram în armată în Iași și eram la prima mea întâlnire cu o fată. În jurul orelor 14 am auzit o alarmă diferită față de cele care erau până atunci și ni s-a spus că este o alarmă de război. Toată muniția din cazarmă era scoasă pe platou și ne-a fost împărțită la fiecare soldat câte o unitate de foc. În zilele următoare am patrulat pe străzi în echipe de câte 3 persoane, un cadru militar și 2 soldați, cu muniție la noi, cu arme pregătite, dar pentru păstrarea ordinii și liniștei. Un TAP care se întorcea din misiunea de patrulare a aflat că unitatea este atacată și a deschis foc asupra unității, unitate care la rândul lor a ripostat. Armata era nepregătită, soldații erau neinstruiți, de acest lucru s-a profitat și s-a creat haos, dovadă că nici până în ziua de astăzi nu știm adevărul și nici nu cred că îl vom afla vreodată.